Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat amendamentele depuse de către grupul parlamentar PSD Hunedoara, respectiv senatorul Cornel Cristian Răsmeriță și deputații Natalia Intotero, Ilie Toma, Viorel Sălan, la proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea și punerea în siguranță a extracției de huile de către societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A.M. În urma demersului parlamentarilor hunedoreni, societatea va primi o finanțare de 350.000 de lei sub formă de grant. La propunerea parlamentarilor PSD Hunedoara pentru a asigura plata cheltuielilor, perioada ajutorului de stat se va întinde până la 31 iulie 2024, oferind timp companiei să angajeze și ultimele cheltuieli, să efectueze plăți și să transmită documentele pentru decontare la Ministerul Energiei. Suma va fi asigurată din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei pentru anul 2024. Lucrările de punere în siguranță, închidere și ecologizare, precum și cele de neutralizare rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor în cadrul capacității de producere a energiei electrice pe bază de huilă, se vor realiza până la 31 decembrie 2026 în cazul exploatărilor miniere Lupeni și Lonia și până la 31 decembrie 2032 în cazul minelor Livezeni și Vulcan, se menționează într-un comunicat de presă al PSD Hunedoara.